Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, bună seara, bun găsit la ediție specială. Continuăm seria emisiunilor în care vorbim despre învățământ, despre învățământul românesc, dar în mod special ne axăm pe ceea ce înseamnă învățământ aici la malul Dunării, având în vedere că este perioada în care s-au finalizat o serie de examene, dar începe admiterea în învățământul superior, motiv pentru care ne întâlnim astăzi cu Alina Dumitrache, șefa serviciului biroului relații publice din cadrul Universității Danubiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. Cu mare drag, având în vedere că pe parcursul timpului aici în studioul TV Galați la ediție specială am avut ocazia să ne întâlnim cu mulți oameni importanți de la Universitatea Danubius, fie că vorbim despre rectorul universității, fie că ne axăm pe liderul studenților danubieni. Președintele Ligii Studenților, care între timp nu a fost înlocuit pentru că a absolvit. Exact, este vorba despre tânărul Hahui. Mihai Hahui, care se pare că va rămâne alături de echipa Universității Danubius în calitate de specialist relații publice. Considerăm că practica pe care a făcut-o în cei 3 ani de zile este îndestulătoare și a dobândit suficientă experiență pentru a merge mai departe alături de noi. Deci, practic, asta demonstrează faptul că rămâne la Universitatea Danubius, pe lângă faptul că a fost un student bun, pe lângă faptul că i-a reprezentat pe tinerii de la Universitatea Danubius, iată că l-ați și adus în partea aceasta administrativă, ca să zic așa. Va avea foarte mult de lucru. Noi păstrăm, este o politică a universității să creștem tineri de valoare pe care să-i păstrăm și care să rămână în luptă ulterior cu noi. Este foarte adevărat că am avut ocazia să cunoaștem mulți tineri care au terminat la Universitatea Danubius și care acum sunt specialiști în domeniile în care le-au urmat la dumneavoastră. Ceea ce vreau eu să spun este, și înainte de a intra în subiectul admitere, astăzi am primit un comunicat de presă, recunosc și spun asta pentru telespectatorii noștri, în care am văzut că parte dintre tinerii care s-au pregătit pentru examenul de bacalaureat la Universitatea Danubius au reușit să promoveze acest examen al maturității și vă trimiteau niște mesaje foarte frumoase. Este cea mai mare mulțumire, este extraordinar ca în această perioadă în care educația din România se tot zdruncină, să contribui prin profesorii tăi, prin experiența lor, să contribui la rezultate de excepție la un examen care sperie majoritatea tinerilor. Este vorba despre examenul maturității. Și dacă mai vorbim și despre 10 la matematică, atunci este extraordinar. Noi am început acest proiect în urmă cu 4 ani, mă refer la pregătirea gratuită pentru bacalaureat, când am înțeles că tinerii au nevoie de ajutor, că nu este suficient studiul individual, trebuie să îi susținem și să completăm o eventuală meditație cu un profesor în particular, iar tinerii s-au îndreptat către aceste cursuri de pregătire gratuită pentru bacalaureat și rezultatele sunt extraordinare. Iar noi vom continua acest proiect. La matematică se pregătesc cu domnul profesor Ioan Cătălin Angelo. Este cadrul didactic în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității Danubius. Este un profesor de excepție, foarte apreciat de studenți și foarte îndrăgit de tinerii liceeni. Care, asta e mare lucru. Așa cum ați văzut și dumneavoastră în feedback-ul tinerilor care au promovat la matematică cu peste 9, 50 sau 10, mulțumirile sunt mărturii ale calității actului didactic al domnului profesor. Și dovezi că la aceste cursuri de pregătire chiar se învață. Absolut. În fiecare zi de luni și miercuri, ei au venit la pregătire după amiază. Domnii profesori la limba și literatura română s-au pregătit cu domnul profesor Gheorghe Lateș. Cine nu-l cunoaște pe domnul profesor? Și a spus cuvântul, experiența universitarilor
pe ceea ce a însemnat pregătirea lor. Și trebuie să reținem că aceste note au fost obținute doar prin studiu individual și prin participarea la aceste cursuri gratuite. Adică a fost suficient. Hai să concluzionez eu pe această temă. Practic, Universitatea Danubius a decis să-și pună partea logistică la bătaie, cadrele didactice foarte bune și să-i pregătească pe tinerii care în acest an au susținut examenul de bacalaureat, pregătire în mod gratuită. Da. Ceea ce veți face și în continuare, să înțeleg. Absolut, absolut. Bun, începând din această săptămână, la Universitatea Danubius s-a dat startul înscrierilor pentru admiterea în anul universitar 2015-2016. Pe data de 7 v-ați deschis larg porțile pentru cei care vor să devină studenți la Universitatea Danubius. Da, înscrierile vor continua până pe 28 iulie. Apoi va exista o altă sesiune de înscriere în luna septembrie, de pe 1 până pe 25 septembrie. Paleta ofertei educaționale... Dar să vorbim despre programele. Sigur că da, paleta ofertei educaționale este foarte amplă. La Universitatea Danubius au fost înființate programe de studii de licență și de masterat, doar atât cât este necesar pentru piața muncii. Ați făcut o analiză. S-au făcut studii în cadrul proiectelor europene, au fost chemați angajatorii, au fost chemați reprezentanții mediului de afaceri, la discuții, la dezbateri, pentru a nu mai exista specializări care să scoată absolvenți fără a-și găsi ulterior un loc de muncă. Așadar, pentru programele de licență, tinerii se pot îndrepta spre Facultatea de Drept. Universitatea Danubius din Galați este recunoscută pentru calitatea absolvenților Facultății de Drept, calitate la care se ajunge în urma parcurgerii cursurilor, seminariilor, orelor de practică, foarte important, pe parcursul celor 4 ani. Apoi se pot îndrepta tot în ceea ce privește studiile de licență spre Facultatea de Științe Economice, care cuprinde mai multe specializări, de asemenea cerute de piața muncii, și aici discutăm despre economia comerțului, turismului și serviciilor, program care de anul trecut există și cu predare în limba engleză, pentru că am mare înțeles, câștig. Este un mare câștig și tinerii au nevoie de specializare în limba engleză ca să deschidă poarta carierei înspre Europa și înspre oricare alt stat din lume. Apoi vorbim despre specializarea finanțe și bănci și despre specializarea contabilitate și informatică de gestiune. Iar în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale avem de asemenea 3 specializări, comunicare și relații publice, asistență managerială și secretariat și relații internaționale și studii europene. Telespectatorii noștri au avut ocazia să afle mult mai multe despre această ultimă facultate de care vorbiți, pentru că doamna decan a fost invitată a noastră în platou. Și ne-a expus cu atâta dorință să-i vadă pe tinerii de la Danubius și angajați, încât tindem să credem că, într-adevăr, viitorul este al comunicării și al celor care termină această facultate. Bun, acum să intrăm în partea tehnică, ca să spun așa. Cei care doresc să se prezinte zilele acestea, să devină student, să-și depună dosarele, ce trebuie să știe? Se susține un examen de admitere? Examenul de admitere nu se susține, admiterea se face pe bază de dosar, așa cum ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Trebuie să știe că dacă au peste 9,30 la bacalaureat, nu plătesc taxa primului an de studii, deci beneficiază de învățământ
ca și în sistemul de stat, gratuit. Pentru că Universitatea Danubius este dornică și își dorește să aibă foarte mulți studenți de calitate. Studenți care vin, cu medii mari la bacalaureat și care vor face performanță, pentru că este cartea noastră de vizită, calitatea absolvenților noștri. De asemenea, trebuie să știe că taxa de studii poate fi achitată în mai multe tranșe, astfel încât este mult diminuat povara părinților sau chiar a multor studenți care muncesc să se autofinanțeze pentru studii. Trebuie să știe că vor găsi aici, indiferent pentru ce facultate optează, vor găsi aici cadre didactice centrate pe student. Și aș vrea să subliniez faptul că remarcăm în ultimii ani, cu plăcere, faptul că studenții au devenit foarte critici, foarte prezenți, foarte dornici să se implice în ceea ce înseamnă nu neapărat actul de educație de la catedră sau din sala de curs sau de seminar, ci în toate activitățile curriculare și extracurriculare. Exact ca în învățământul european. Este foarte plăcut să ai la ore studenți care te provoacă. Te provoacă să fii bun. Deci trebuie tu, ca și cadru didactic, trebuie să te pregătești temeinic. Sigur că da, și trebuie să fim pregătiți să răspundem întrebărilor la care nici nu ne putem aștepta. Repet, tinerii sunt foarte isteți. Nu au depășit rolul pasiv de a asculta profesorul și de a se uita la cea să treacă cât mai repede ora. Nu te lasă. Nici nu simțim când trec orele. Este o generație de copii foarte buni. Ceea ce vă doresc și în continuare, având în vedere că sunteți în proces de admitere. Am vorbit despre programele de licență. Sunteți foarte pregătiți și în ceea ce înseamnă programele de masterat. Post-universitare, de asemenea? Sigur că da. Pentru cei care au absolvit o facultate sau două și au nevoie de o specializare într-un masterat sau doresc să schimbe macazul în carieră, pot opta, în ceea ce privește facultatea de drept, pentru trei programe de studii de masterat. Vorbim despre drept și administrație publică europeană. Este unul dintre programele de masterat către care se îndreaptă foarte mult lume. Este în topul preferințelor, probabil pentru că este nevoie de specialiști pe piață. Exact, în această specializare. Apoi vorbim despre științe penale și, nu în ultimul rând, despre dreptul Uniunii Europene. Durata studiilor de masterat este de un an și jumătate și sunt foarte mulți, sunt utile aceste studii pentru dinamica vieții în care trăim. E adevărat. Și pentru celelalte facultăți? Pentru facultatea de științe economice. Cred că aici aveți cele mai multe. Aici sunt foarte multe masterate. Chiar acum o lună a fost înființat un nou masterat pe care aș dori să-l menționez, pentru că mi se pare extraordinar de util pentru comunitatea națională, dar și internațională. Este vorba despre administrarea afacerilor în turism și în industria ospitalității. Este un masterat care a luat naștere dintr-un melanj de idei prezentate în cadrul unui proiect manageriat de Universitatea Danubius cu finanțare europeană. În ceea ce privește Facultatea de Științe Economice, așa cum a spus și dumneavoastră, oferta este foarte generoasă. Avem și specializările la masterat de management financiar public și privat, gestiunea afacerilor în spațiul european, managementul bioeconomiei în contextul dezvoltării durabile,
un masterat foarte interesant, care implică o dublă diplomă cu recunoaștere atât din România cât și din Grecia, pentru că este realizat în parteneriat cu Universitatea Pireus din Grecia. Este Shipping International Trade and Finance. Este un masterat care, așa cum v-am spus, a fost creat dintr-un parteneriat între universitățile Danubius din Galați și Universitatea din Pireus. Și pe comunicare avem la comunicare avem și acolo, este vorba despre economie și afaceri internaționale, poate titlul acestui masterat ne duce tot spre economie. Spre sfera, da, spre domeniul economic, dar nu, este un masterat interdisciplinar. Oricum comunicarea este un instrument care nu lipsește și este întâlnită în toate la toate specializările ca și competență transversală. Adică, fără comunicare, nu reușim în niciun domeniu. Sau, mă rog, așa este, joacă un rol important în viața noastră. Vreau să vă spun, este foarte important să se știe pentru absolvenții studiilor de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice. În funcție de specializare, ei sunt admiși fără examen, ca expert contabil în cadrul CECAR sau ca auditor financiar. Deci este, noi avem parteneriate cu aceste structuri și este suficient să fie absolvit o specializare în cadrul universității. Da, deci, practic, este un bonus pe care îl oferiți, da, este mod gratuit. Un bonus, cred că este mult spus. Este un este o recunoaștere. Un avantaj pe care... A faptului că prin parcurgerea programelor, studiilor, programelor de masterat din cadrul Facultății de Științe Economice, ei își însușesc toate cunoștințele de care au nevoie pentru a ajunge experți contabili sau auditori financiar. Deci totul pentru a ieși de pe băncile Universității Danubius cei mai buni specialiști. Sigur. Cred că asta este concluzia pe care trebuie să o tragem. Totuși, sunt tineri, recunoaștem, din fericire văd că în acest an mai puțin care nu au promovat examenul maturității și atunci ce ar trebui ei să facă? În primul rând să nu renunțe. Poate fi o întâmplare, poate fi momentul să ne trezim. Noi, când ne deplasăm în caravană, în caravana Danubius, un proiect care a fost și premiat pentru originalitate și pentru perseverența cu care am continuat promovarea, dar nu neapărat promovarea ofertei educaționale, cât am dorit să întâlnim tinerii și să le transmitem ideea de a nu renunța la educație. Pentru că mai târziu, aceste decizii, din ceea ce am văzut noi, din experiența altora, aceste decizii se întorc exact ca un bumerang împotriva celor care, la momentul la care trebuiau să-și termine liceul, să meargă la facultate, și au considerat că un venit rapid, ușor, o fugă din țară pentru a munci, că nu ne știe nimeni ce facem, cum muncim, noi venim cu bani în țară și atunci nu ne interesează nici bacalaureatul, nici o altă formă de a ne continua educația. Da, și vreau să vă spun că există tineri, din experiența noastră cu ei, direct, în licee sau la noi, în vizită. Există tineri care, și sunt mulți, care își pun o mască. Își pun o mască în sensul că nouă nu ne pasă, dacă nici nu vrem să intrăm în bacalaureat. Dar, de fapt, această mască ascunde o temere. Este pe care noi, toți, trebuie să o înlăturăm. Eu plec
plec în Italia, plec în Spania, plec în Franța, vin cu bani, mă angajez la nu știu ce hotel sau merg și muncesc la nu știu ce atelier. Sunt foarte mulți tineri care sunt descurajați. Și pe bună dreptate în multe situații, pentru că societatea i-a dus în pragul descurajării. Dar șansele pentru un tânăr care nu merge mai departe, care nu acordă interes educației, sunt minime pentru o reușită ulterioară. Iar pe viitor au repercursiune asemenea decizii asupra familiei, asupra bunăstării personale. Da, este foarte adevărat. Totuși mă gândeam în momentul în care am adresat întrebarea la școala post-liceală, având în vedere faptul că trebuie să recunoaștem că sunt tineri care nu își mai doresc să continue studiile dincolo de cele 12 clase sau 10 clase sau cum gândesc ei la momentul respectiv. Și atunci trebuie să-i pregătim pentru piața muncii. Universitatea Danubius, prin înființarea, de fapt este vorba despre Fundația Universitară Benone Pușcă, care a înființat o școală post-liceală tocmai gândindu-se la a da o șansă tinerilor care, dintr-o întâmplare, dintr-o nefericire, nu au absolvit nu au luat examenul de bacalaureat. Și atunci a fost înființată școala post-liceală Danubius sub umbrela Fundației Universitare Benone Pușcă. Are specializări de asistent medical generalist și în domeniul turismului. Este o opțiune valoroasă pentru, și este o mască de oxigen pentru tinerii care doresc să nu piardă timpul, exact, să se înscrie, să se specializeze într-un domeniu, mai ales că sunt domenii care le permit să plece din țară și să profeseze în aceste arii. Și mai mult, în acest timp în care termină școala, cursurile școlii post-liceale, au posibilitatea să se pregătească pentru bacalaureat gratuit. Exact, tot la Universitatea Danubius. Din păcate, timpul, ca întotdeauna, nu ține cu noi atunci când vorbim despre lucruri frumoase. Încă o întrebare și apoi ne luăm la revedere. Cei care ratează din diverse motive sesiunea din iulie, când pot veni la Danubius? În septembrie, între 1 și 25 septembrie, este cea de-a doua sesiune de înscriere și sunt așteptați cu brațele deschise, cu toată încrederea. Și cu multe informații. Și cu foarte multe informații și oportunități. Mulțumesc, doamna Dumitrache, că în această seară ați fost alături de noi. Vă doresc o vară răcoroasă și așa cum vă doriți. Asemenea și dumneavoastră. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru amabilitatea de a fi în această seară aici pe TV Galați. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune!